La mulți ani tuturor, astăzi este 1 ianuarie și m-am decis să vă iau cu mine la o plimbare prin București să vă arăt cât de gol este orașul. După cum vedeți, sunt la metrou în cadrele pe care le vedeți în acest moment. O parte din videoclip o să fie dublat pentru că am ținut camera într-o carcasă nepotrivită pentru a vorbi, plus că nu mi-au venit încă lavalierele, așa că blestemați-i pe cei de la curierat. După cum vedeți, aici sunt la Unirii și pur și simplu este absolut gol metroul. Probabil doar în timpul pandemiei a mai fost atât de liber. O să facem o mică plimbare de la Unirii, pe la undeva prin centrul vechi, după care prin Cișbigiu, Calea Victoriei, Piața Victoriei și la metrou din nou spre casă. După cum vedeți, la 11 dimineața, centrul vechi este aproape pustiu. Am văzut doar câțiva oameni ai străzii și niște turiști veniți din afară, deoarece vorbeau numai limbi străine. Foarte puțini oameni vorbind în română am văzut pe acolo. Și frumusețea mare a fost când să părăsesc zona centrului vechi, o spătară m-a văzut cu camera pe piept, o fi crezut că sunt ceva străin vlogger cu mulți abonați și te m-a întrebat în engleză dacă servesc o cafea. Am întrebat, ce? A, doriți o cafea? I-am zis că nu și a început să râdă. Poftim? Ah, nu. Iar aici sunt la universitate, am rămas uimit cât de liberă putea să fie strada, în afară de câteva mijloace de transport STB, 2-3 mașini și un livrator de la Glovo, nu mai era absolut niciun alt vehicul pe stradă, pur și simplu super liber. Părerea mea, cea mai frumoasă perioadă anului în București e după noaptea de Revelion și în dimineața de Paște, când toată lumea este plecată și orașul e liber. Ca să vă dați seama cât de deștept sunt, mi-am luat trepiedul pentru cameră, dar nu mi-am luat și stabilizatorul sau, mă rog, suportul pentru telefon. Așa că telefonul vom ține antlabam în mână. Cum a fost aseară de Revelion? Băi, a fost mișto, nu vă arăt filmările de pe balcon, că vă dați seama după unde stau, dar a fost interesant. Tot ce era în jurul meu, cărciumi, restaurante, au băgat artificii la greu, cred că unii au avut nuntă sau Revelion planificat, de-au dat așa cu artificii. Inclusiv de pe balcoanele blocurilor, mai ales alea care nu erau închise, cum ar fi balcoanele, cei care aveau balcoanele deschise, aruncau băieții cu artificii, aruncau cu petarde la balcon, lansau de pe balcon. Cea mai tare fază, un nene, tot așa, a vrut să dea cu artificii de la ele din curte. Și când a zburat proiectilul, s-a lovit de becul din stâlp. De la stâlpul de iluminat și a picat în curte proiectilul și a explodat. Mie unul, îmi pare rău de cei care au câini, mai ales cei care stau la etajele superioare, că se vedeau toate artificiile și răsunau. Cine stă la parter, nici pentru el nu-i bine, sau la etajul 1, că răsună petardele. Într-un final mi-am dat seama că ar trebui să schimb carcasa în care țin camera, o aveam pe cea de o vedeți în imagine cu o aveam în mână și nu mă auzeam aproape deloc prin ea. Bă, mă atacă porumbii, ce naiba? Ce vreți, mă? Ia uite-i. Băi, poate îmi furați acum camera. Poțomanilor. Poate era să-l iau pe unul de aripă. Hai, mă lăsați să trec. Mulțumesc. Sper că filmează bine și 1080, că se termină memoria și bateria. Hai că baterie mai am una la mine, da? Mă, aici sus nu m-am mai suit de mult. Sunt curios ce e pe aici. A, mizerie. Nu, nici n-am de gând să intru acolo. Sau totuși ativ un boscheter care dorme. A, nu, lasă, mai bine nu intru acolo. Așa nu lăsa pietonul să traverseze. Sper că n-am prins pe filmare. Băi, cum mă simt cu bateria asta? Când mi se termină și trebuie să o schimb. Parcă aș fi în Outlast. Văd că s-au renovat pereții pe strada asta, că mai mereu găse... A, ce mișto e ăsta. Ăsta e lipit. Ăsta e lipit. Nu e desenat. Pe aici mai... Aia că au început să apară la loc. Pe strada asta e o scurtătură de-a mea de la Piața Victoriei la Cișbigiu și... Sunt grafitiuri mișto.
poate unii recunoște zona. Și am ajuns în calea Victoriei, care pare foarte goală. Ba da, plus să nu fie de o București, ce frumos e când doarme toată lumea. Mie noaptea mai îmi place să umblu. Fie pe jos, fie să circul, că e liber. Atât că noaptea e nasol cu locul de parcare, că toată lumea e acasă noapte. Vara mai merge așa, că lumea plecată, sau chiar și în weekenduri. Bine, acum până prin februarie, martie, lumea e mai amărâtă, că au cheltuit banii cu Crăciunul, cu Revelionul. Și când mai strâng niște bani, hop, vine Paștele. Hai să numărăm mașinile. 1, 2, 3, 4, 5. Și cu Skoda-ul care vine ar fi a 6-a mașină. 6 mașini să circule pe calea Victoriei. Frumos. Măcar am aici niște clădiri frumoase în partea asta. Nu foarte multe comparativ cu alte orașe, dar cu alte orașe în afara României, bineînțeles. Să-mi scrie careva în comentarii, așa pentru algoritm, pe unde vine casa cu Anemiță, biciclista. Că am văzut că a fost decorată mișto de Halloween, era să zic de Crăciun. Da, vin 3 mașini de părtare. Păi cred că acum dacă te apuci să tai Bucureștiul așa cu mașina, să-l traversezi în jumătate de oră, maxim o oră, l-ai făcut pe tot. Și în timpul săptămânii lucrătoare, jumătate de zi. Și am ajuns și la Piața Victoriei. De la Unirii până aici, cred că am făcut cam o oră pe jos cu tot, cu 15G-ul și pe unde m-am mai plimbat. Hai să vedem cât de aglomerat e aici în Piața Victoriei. La ora 12:20, când aici e full, sau mă rog, cel mai full în București de fapt ar fi, cel mai aglomerat e pe la 7-8 dimineața, când pleacă lumea la muncă și își duc copiii la școală, și seara pe la 5-6, atunci e bomboană pe colivă. Hai să vă arăt un pic ce e pe aici și o tulesc jos spre casă. Ia să vedem cât de aglomerat e. Hai că prindem și verde. Mă, se vede statuia aviatorilor de aici. Hai să luăm verde lăsat totuși. Și nu de Paris, de București. Trebuia să fi pus pe efectul ochi de pește la maxim, sincer. Dar avem așa. Nu știu de bine se vede. În partea aia, gata, s-a terminat coloana de mașini. Încolo spre Aviatorilor și Kiselev, liber. Acum vin cei dinspre Ștefan cel Mare, parcă, de fapt, care vin dinspre Romană. Dar este foarte, foarte, foarte liberă Piața Victoriei. Mă, cine bă, numere mai are nene-ul ăsta? Stai de Grecia. Parcarea de asemenea este goală aici, care mereu e plină. Chit că e cu plată. Cred că puteam să las pe 4K până la final. O să-mi iau mai multe carduri de rezervă cu mine. Se vede de gol e. Să fiu atent și la semafor să facă verde. Oh, deci e absolut liber. Da. Cum ziceam, eu singurul dobitoc care stă la verde. Care stă la roșu, pardon, și așteaptă să se facă verde. Asta e. Să fie rușine că respect regulile. Mă, acum stă nenea ăla singur acolo în coloană. Mașina e singură. Hai că văd și eu câteva mașini în plus. Bă, simt și eu mai largul meu. Da. Sper că se vede. E ora 12:22. Și sunt unele intersecții în București unde nu vezi mai mult de 5 mașini. Uite, deja s-a terminat coloana aici pe Kiselev. Mă, normal, dacă te prinde coloana mai încolo de școala numărul
5 sau 7 mi se pare că e. Nu prinzi verdele aici, mai stai o dată în coloană. M-am dat semaforul ăsta nesimțit. Și în intersecția au mai venit 3 mașini. Hai că la aia se face verde la mine, nu? Gata mă, hai că e verde. Hai că vă mai fac POV-uri de-astea. Și cu Herăstrău și cu... ce parcuri mai vreți? Ioreu, Carol. Mai lăsați și voi comentarii pe unde să vă mai scol la plimbare. Un nene care a făcut revelion în oraș. Poate sare acu și aruncă cu punga cu pralandez după mine. Teoretic puteam să traversez, pardon, să iau metrou undeva mai din spate, în partea aia spre Calea Victoriei. Dar am preferat să dau un mic ocol, să le iau de pe partea aia, ca să văd și eu cât de aglomerat este. Bă, și e clar foarte liber. La Antipa sigur e închis acum. Ce expoziții mai are? Natură. 21 septembrie. A, s-a terminat expoziția. Și-au terminat artificiile, se pare. Mă, ce moftic că n-aveam camera asta și când am fost în mini-vacanța mea din 1 decembrie în Viena și Budapesta. Puteam să filmez mai mult ce e pe acolo. Da. Hai că iau un curt de loc. Aștept să facă verde aici. N-am știut cât ține ta verdele pentru pietoni. Oh, așa. Dar nu cred că ține mult nici pentru mașini. Hai că au speriat porumbei băieții. S-a făcut verde. Bă, dar bă, ușor bă cu artificiile, dați artificii ziua. Cine mă vede acum zice că-s nebun. Că pă, la vrăge e singura. Așa. Ia mă, îi prinde verde la... la uzor. O, bă, Putin, mai ușor. Sau Netanyahu. Netanyahu. Natanticu. Hai să vedem și cum e la metro acum. Că la ora prânzului e lume sau... Hai mă, că am prins verdele ăsta. Bă, dar sunt șbecheri, prind verdele. Ia uite. Hai că milimetric am și un pic de roșu. Dar aia e. Ia să vedem, are doar urcare scară, da, doar urcare, hai că o luăm cu, o luăm la pas până jos. Sper că nu se zgâlție prea tare camera. Zici că se aude cu foșnește geaca. Data viitoare, poate nu-mi iau geacă de fâși. Asta e, sunt fâșit rău, după cum vedeți. Aici se încheie și videoclipul. Mă vedeți aici în metrou, în stația de metrou de la Piața Victoriei. Pe partea cealaltă e sensul care duce către Pipera. Nimeni acolo pentru că IT-știi au liber. Se încheie și videoclipul aici. Da, hai că vă arăt și ceasul acum, cât era ceasul pe telefon. 12:28 și stația de metrou foarte liberă. Începând de miercuri o să dea pe afară. Scrieți comentarii de unde sunteți voi și dacă sunteți uimiți de cât de libere au fost orașele voastre astăzi și pe unde ați vrea să vă mai iau la plimbare de acum înainte. Cam atât. La mulți ani tuturor. Ciao, les.